Copiii de la Fundația Melchisedec au primit astăzi vizita ajutoarelor lui Moș Nicolae. Bucuroși de oaspeți, cei mici i-au întâmpinat cu colinde și urări de sărbători. Astăzi, copilași, pentru voi a venit Moș Nicolae, fapt pentru care haideți să-l primim și noi în colinde și urări de bun venit, da? Da. Bine, ascultăm copilașii de la centru de zi. Activitatea educațională, didactică. Dar vor primi și ei. Știi că Moș Nicolae este generos astăzi și pentru că au colindat așa frumos și copilașii și copilele vor primi toți un dar din partea Moș Nicolae. Mulțumim celor care au facilitat această bucurie în această zi de sărbătoare. Mulțumim că ne-ați primit. Noi suntem organizația de tineret și suntem fericiți să vă facem și pe voi bucuroși. Sperăm. Suntem cumva să-l ajutăm pe Moș Nicolae să vă aducă darurile. Vă urez un an ce vine, un an bun, sănătos și să ascultați de doamnele profesoare, de doamna maică și multă sănătate. Vă doresc să învățați că cu învățătura ajungem unde trebuie. Sfântul Nicolae a primit de la Dumnezeu atât de multă bucurie, încât aceasta s-a revărsat cu generozitate asupra tuturor celor care aveau nevoie de ajutor. Este bine să ne amintim că în această perioadă a sărbătorilor și nu numai, oamenii pot deveni ajutoarele binelui.